După scurgerile de informații de pe Telegram, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a anunțat că va depune o moțiune simplă pe politicile Ministerului Justiției. Reprezentanții Ministerului Justiției ne-au declarat că Sergiu Litvinenko nu comentează intenția care a fost anunțată de BCS la ședința de joia trecută a Parlamentului, când l-au îndemnat pe acesta să-și dea demisia de onoare. Atunci, în reacție, Litvinenko a declarat că este gata să răspundă pentru acțiunile sale în fața cetățenilor, dar nu se va lăsa intimidat de gruparea hoților și corupților. Deputatul BCS Vasile Bolea a declarat la o conferință de presă că ministrul Justiției Sergiu Litvinenko trebuie să demisioneze după scurgerile în presă a conversațiilor de pe Telegram, despre care oficialul susține că sunt trucate. Parlamentarul a mai anunțat că fracțiunea pe care o reprezintă îi solicită și Veronica Dragalin să plece din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, din motiv că ar fi fost trucat concursul de angajare a acesteia. În această săptămână vom înregistra moțiune pe politicile Ministerului Justiției. Legat de acel trucaj al concursului pentru funcția de procuror șef în Procuratura Anticorupție. Legat de doamna Dragalin. Noi am văzut mai multe reacții în societate și cereri din partea diferitor exponenți a societății civile față de doamna Dragalin, cereri ca și dumneiei să-și dea demisia, să fie organizat un concurs adevărat, dacă dumneiei este capabilă să participe într-un concurs adevărat. Bolea a declarat că reprezentanții formațiunii vor contesta inclusiv în instanța de judecată alegerea Veronicăi Dragalin. Noi anunțăm că începem procedurile prealabile în vederea acționării în justiție, în contencios administrativ, a Consiliului Superior al Procurorilor, care prin actul său a numit-o pe doamna Dragalin în această funcție. Consultantul Direcției de Informare a Ministerului Justiției, Alexandru Todos, ne-a scris că, la moment, Ministerul nu are nicio reacție la anunțul făcut de deputatul Bolea în privința Ministrului Justiției. Când va fi momentul potrivit, instituția va comunica în mod public vis-a-vis de subiect, a spus el. În reacție la afirmațiile deputatului BCS cu privire la șefa Procuraturii Anticorupție, Serviciul de Presă al instituției ne-a scris într-un mesaj că Procuratura Anticorupție își rezervă dreptul să nu comenteze mesajele cu tentă provocatoare care sunt dispersate în spațiul public. Anterior însă, Dragalin a declarat că procesul prin care a mers spre funcția de conducător al Procuraturii Anticorupție a fost unul cu participarea a 5 persoane independente, inclusiv din alte țări, care au luat decizia finală după ce ea a obținut cel mai mare punctaj. Cu referire la scurgerile de pe Telegram, Dragalin a declarat că se abține să comenteze informațiile care au ajuns în spațiul public printr-o încălcare gravă a vieții private. Fără informații concrete cu privire la sursa exactă a acestor materiale, comentarea conținutului comunicărilor ar încuraja infractorii să continue să comită astfel de tipuri de acțiuni criminale, a adăugat ea. Amintim că la ședința parlamentară de joia trecută, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a cerut ministrului Justiției să demisioneze voluntar. În replică, Sergiu Litvinenko a spus că este gata să răspundă pentru acțiunile sale în fața cetățenilor, dar nu se va lăsa intimidat de hoți și corupți care au jefuit țara timp de 30 de ani și care vor să-i oprească parcursul spre libertate, democrație și prosperitate. În ceea ce privește conversațiile de pe canalul său de Telegram, Litvinenko a declarat în prima reacție că discuțiile sunt un fals ordinar, iar ulterior a afirmat că acestea au fost trunchiate, deplasate și rupte din context. Totul a început la 9 noiembrie, când au fost sparte conturile de Telegram ale șefului statului și ministrului infrastructurii. Maia Sandu și Andrei Spână au confirmat acest lucru și au declarat că ultimele informații postate sunt falsuri. Pe paginile celor doi au apărut mesaje scrise de persoane necunoscute, care făceau referire la acte de corupție și îl menționau pe ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko. Iar un link activ ducea către o pagină ce afișa o pretinsă corespondență a ministrului cu mai multe persoane pe Telegram. Ulterior, aceeași pagină a făcut acces către pretinsul chat al consilierului prezidențial Dorin Recean. Oficialul nu a comentat încă informațiile, iar administrația prezidențială a declarat presei că, la fel ca în cazurile anterioare, corespondența a fost fabricată. În prezent este imposibil de verificat autenticitatea celor publicate. Procuratura a demarat o anchetă în acest caz.